horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. Uneori nu va fi ușor, dar nu vor exista obstacole care vă pot împiedica să vă atingeți obiectivele. Trebuie să lucrați din greu pentru a obține rezultatul dorit, dar acest lucru nu vă sperie. Merită să faceți un efort pentru a obține rezultatul dorit. Momente tensionate în comunicare nu sunt excluse. Uneori spui orice îți vine în cap fără să te gândești la modul în care vor reacționa ceilalți la asta. Dar nu vrei să te cerți cu ceilalți, iar ei cu tine. Așa că reușești să eviți conflictele, să găsești compromisuri și să întreții relații armonioase. Taur. Mai bine nu amâna nimic pentru mult timp. Prima jumătate a zilei este de bun augur, generoasă, cu oportunități interesante și idei bune. Acest timp este potrivit pentru a discuta probleme de afaceri, pentru a întâlni oameni cu care aveți interese profesionale. Există șansa de a afla ce va fi în curând util. După amiaza este mai liniștită decât prima jumătate a zilei. Vă oferă posibilitatea de a vă odihni și a vă recupera, de a face ceea ce vă inspiră. Comunicarea cu cei dragi vă bucură. Veți auzi o mulțime de lucruri bune și veți primi sfaturi grozave. Va exista ocazia de a face o surpriză plăcută persoanei dragi. Gemeni. Nu vă lăsați descurajați de mici necazuri. Vor fi urmate de mari succese și victorii importante. Nu vă abandonați planurile chiar dacă ceva nu merge bine. Apar obstacole în drum și înțelegeți că cu greu veți putea atinge rapid obiectivul. Persistența ajută să câștigi chiar și acolo unde nimeni nu crede în succes. Indiferent de evoluția circumstanțelor, cei dragi vor fi de partea ta. Deseori, datorită sprijinului lor, nu sunt excluse încasările mici în numerar. Ele vor fi foarte utile. Vă vor permite să faceți cumpărături bune. Rac. Este important să fii atent la modul în care relațiile tale cu ceilalți se dezvoltă. Este posibil să vă răzgândiți cu privire la persoanele care nu vă plăceau înainte. Unii reprezentanți ai semnului vor avea noi prieteni, aliați și asistenți. Va exista șansa de a pune în aplicare o idee veche care ți-a plăcut de mult timp, dar care anterior părea riscantă. Ziua este bună pentru a face planuri, gândești strategic. De multe ori vezi oportunități pe care nimeni nu le-a văzut mai înainte. Sunt posibile întâlniri cu vechi cunoscuți. Vor fi foarte fericiți să restabilească relațiile. Leu. Începutul zilei va fi interesant și plăcut. Multe funcționează bine și adesea nu trebuie să depuneți eforturi pentru a obține succes. Sunt posibile coincidențe reușite, precum și evenimente care vă vor împinge către câteva gânduri interesante. Este posibil să înțelegeți cum să progresați într-o chestiune căreia i-a fost dedicată multă energie. Mai târziu vine un moment liniștit potrivit pentru studiu și creativitate. Vei putea să te gândești calm la întrebările care ți-au trecut prin minte de mai multe ori. Să găsești soluții care să facă viața mult mai ușoară și mai plăcută. Fecioară. Zi propice. Se potrivește bine pentru o mare varietate de activități. Ești bun la aproape tot ceea ce faci. Mulți reprezentanți ai zodiei vor găsi util astăzi ceea ce au învățat înainte. Puteți începe ceva nou. Reușiți rapid chiar și în cazuri dificile. Înțelegeți cum să le faceți față. Seara este timpul vizitelor neașteptate, al întâlnirilor memorabile. Cunoștințe neobișnuite nu sunt excluse. Unele fecioare vor putea comunica cu oameni despre care au auzit multe lucruri bune înainte. Informațiile primite în acest moment vor fi în curând foarte utile. Balanță. Zi ușoară de bun augur. Puteți aborda lucruri foarte diferite. Sunteți la fel de priceput să faceți față sarcinilor deja obișnuite și cu cele complet noi. Multe balanțe vor beneficia de ceea ce au învățat mai devreme. Deseori, datorită experienței personale, obții un succes pe care nimeni altcineva din jurul tău nu se putea baza. Este probabilă o soluție de succes la problemele financiare. Încasările de numerar sunt posibile, inclusiv din surse neașteptate. Este o zi bună pentru cumpărături. Puteți cumpăra cadouri pentru cei dragi. Alegeți în mod inconfundabil ceea ce îi va bucura pe alții. Scorpion. O zi frumoasă și armonioasă. Puteți face multe dacă nu vă pierdeți timpul. Înveți repede lucruri noi, îți amintești tot ce cel puțin teoretic îți poate fi util. Apar idei bune. Merită să le discutați imediat cu aliați și oameni care gândesc similar. Cel mai probabil în viitorul apropiat veți face primii pași către implementarea planului vostru. Deschiderea emoțională și sinceritatea sunt foarte utile în comunicare. Te înțelegi bine chiar și cu cei care nu sunt deloc ca tine. Va exista ocazia de a restabili relația pe care ați prețuit-o anterior. Săgetător. Totul merge bine. Obțineți rezultate excelente cu foarte puțin efort.
Mergi adesea spre obiectivul tău, pe căi pe care alții nici măcar nu le cunosc. Mulți oameni îți admiră curajul și ingeniozitatea. Oamenii care te-au subestimat înainte vor ști dacă s-au înșelat. Vrei să realizezi ceea ce îți dorești cât mai repede posibil. Nu pierzi timpul, reușești să faci mai mult decât era planificat. În a doua jumătate a zilei va exista posibilitatea de a reveni la o afacere care anterior nu putea fi finalizată. Acum vei reuși. Capricorn. Concentrați-vă pe finalizarea lucrurilor care le-ați început mai devreme. Este mai bine să acționați singur, astfel veți obține rezultatele dorite mult mai repede. Nu vă grăbiți să luați noi provocări, în curând se poate dovedi că acestea nu sunt atât de importante și urgente pe cât ai crezut la început. Mulți reprezentanți ai semnului astăzi vor câștiga experiențe care le vor fi utile în curând. Observi ce fac alții și de multe ori înveți din greșelile altora. După amiază este generoasă cu momente romantice, bune pentru întâlniri și socializare cu persoana iubită. Vărsător. Unele dificultăți pot apărea dimineața. Impactul tendințelor nefavorabile va scădea rapid. Veți găsi o modalitate de a rezolva repede toate problemele. Vor apărea noi aliați, inclusiv foarte influenți. Este posibil ca până în seară să primiți de la ei propuneri de afaceri foarte tentante. O zi favorabilă comunicării. Cunoștințe noi nu sunt excluse, ele pot primi o continuare romantică. Mulți oameni te plac. Fac adesea o impresie bună chiar și asupra persoanelor care sunt de obicei critice față de ceilalți, observă doar defecte. Pești. Ziua va merge bine dacă nu îți creezi dificultăți. Dacă vă păstrați calmul, cu siguranță veți găsi o ocazie de a implementa câteva planuri vechi, de a rezolva probleme importante pentru toată lumea. Mulți reprezentanți ai semnului au idei care sunt pe placul celor din jur. Seara este potrivită pentru evenimente de familie. Comunicare cu cei dragi. Persoanele pe care le-ați pierdut în ultima vreme s-ar putea să-și amintească de ele. Merită să folosiți această oportunitate pentru a restabili vechile legături. Horoscop zilnic.